Domnule avocat Stegărescu, v-ați interesat de politică. Până acum apărați drepturile omului, vă întâlneam în instanță, dar acum ați vrut să candidați, independent. Cum de v-ați hotărât pentru politică? Ca să fiu sincer, cum am ajuns la fapta ca să mă candidez ca deputat independent, adică din mai multe dosare pe care le am în gestiune, m-am ciocnit cu mai multe probleme juridice care legislația se contrazice în primul rând între ea. Deci trebuie, Adică, domnule, că da, trebuie schimbate legile. Ele poate nu trebuiește atât de mult schimbate legile, poate ar fi mai bine de interpretat și de spus că ar fi necesar de modificat și completat legile respective care ele se contrazic între ele, ori în cel mai rău caz ar fi necesar ca articolele pe care noi le găsim în diferite coduri și se constate neconstituționale, ar fi necesar ca ele să fie constatate neconstituționalitatea acestora și, prin Da, urmare, ca ăsta e un legislativ, proces. Ăsta e un proces continuu. Pentru asta există da. Curtea Constituțională și controle între Între ele, ele, da. dar este necesar ca toate lucrările respective să fie efectuate de către juriști și totodată să fie efectuate și de către legislativul pe care Îl avem acum. ne gândim că să-l avem în continuare ca să facă Bun, lucrul și ai acesta. încercat Și, prin și urmare, te-au eu oprit. m-am adresat, adică m-am gândit pe data de 13 mai 2021 ca să solicit eliberarea listelor de subscripție pentru colectarea semnăturilor, pentru care, prin actul numărul 5 din 13 mai 2021, de predare, recepționarea materialelor documentelor electorale, mi-au fost eliberate 70 de exemplare. Și De liste de subscripții, cu de 30 de subscripție poziții, deci în până la limba urmă. română și 20 în limba rusă. Ulterior am mai depus o cerere prin care să mi fie eliberat încă 20 de exemplare în limba română, prin care mi-a fost eliberat prin actul numărul 14 din 4 iunie 2021. Ulterior am depus cererea de înregistrare, care prin astea, asta a fost pe data de 11 iunie 2021, În ultima zi posibilă, ai avut ultima mai zi puțin de o posibilă lună. de o lună, care a fost, adică prin actul de transmitere, recepționarea documentelor electorale pentru înregistrarea candidatului independent la funcția de deputat în Parlament, am prezentat cerere de înregistrare, nota informativă privind listele Conform de legii, da. subscripții, conform legii, ceea ce mi s-a solicitat. Totodată, ulterior, pe data de 12 iunie 2021, am mai depus un demers prin care am solicitat, în conformitate cu articolul 49, alineatul 1, cod electoral, și m-am îndesemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ și în calitate de persoană responsabilă de finanțe tezorier. Prin nota Asta informativă de... e irelevant. Până la Da, urmă, ei, irelevant, peste o săptămână, peste o te-au săptămână, refuzat. nu, pe data de 15 iunie 2021, În câteva prin zile, no la da, jumătate de termen. la jumătate de termen, prin nota informativă, mi-au adus la cunoștință că din 1870 de semnături colectate, mi-au fost validate doar 1470 de semnături. Și totodată mi-au comunicat că un candidat independent nu poate să dețină și funcția de reprezentant A, deci dumneata te-ai desemnat tot pe dumneata și reprezentant la CEC. reprezentant. Ok. Prin urmare, eu am Ai venit propus altă ulterior, persoană. am propus altă persoană, Asta dar tot mă, e irelevant. Deci te-au refuzat pentru că da. aveai prea puține semnături. Ok, da. Pe data de 16 eu am depus și am schimbat persoana respectivă. Pe data de 17 iunie, reținând faptul că ei au reținut precum că n-am colectat 2000 de semnături prevăzut conform codului electoral, adică conform articolul 86 alineatul 2, care prevede că un candidat independent urma să colecteze de la 2000 la 2500, pe când o parte feminină ca candidat independent urma să colecteze de la 1000 la 2500. Dar se pare Eu că n-a ca încercat nicio femeie să Da, candideze, și chiar dacă le-au făcut reducerea asta de da, jumătate n-a de încercat nici semnături. o femeie. În astfel de circunstanțe, eu
conducându-mă de legislație în vigoare ca avocat și ca candidat independent la funcția respectivă, am venit cu un demers față de Comisia Electorală Centrală pe data de 17 iunie 2011, prin care am invocat legea 121 din 2021, prin care autoritățile publice, prima de a lua un document, urma ca să vadă dacă e posibil să fiu înregistrat sau nu, pentru faptul ca să nu fiu discriminat. Adică, a, deci asta e legea despre egalitate. Despre egalitate, da, 121. Care pe data de 18 au emis o hotărâre și am fost refuzat pentru ca să fiu înregistrat. Și deja se face buletin, se fac, da, buletinele de vot fără numele Ion Stăgărescu. Da, fără numele Ion Stăgărescu. În schimb, este un alt candidat independent. Da, acolo. Este un alt candidat independent, din câte eu cunosc și am reținut, dumnealui i-a colectat 2174, i-a fost validat 1430 și a fost înregistrat. Adică, deci avea mai puține semnături decât dumneavoastră, da, valabile și totuși l-au înregistrat. A fost înregistrat. Nu dau numele candidatului respectiv, e unul singur, lumea o să-l cunoască. În astfel de circunstanță, eu pe data 21 iunie 2021 am depus o cerere de chemare în judecată privind contestarea actului administrativ emis de către Comisia Electorală și totodată am depus și un demers, adică am sesizat Curtea Constituțională. Dar asta nu se poate face direct la Curtea, da, Constituțională, că acolo se poate adresa numai președintele, deputații și miniștrii și avocatul poporului. Și avocatul dar poporului. Dar încercat prin instanță. Da, eu am încercat prin instanță. Excepții de neconstituționalitate. De neconstituționalitate. Și prin urmare, instanța de judecată a admis demersul respectiv. Un complet de 3 judecători la Curtea de Apel. Și în felul ăsta a fost redacționat dosarul la Curtea Constituțională, la Curtea Constituțională, ca să se expună asupra neconstituționalității articolul 86. Ori potrivit Constituției Republicii Moldova și Convenției Europene, prevede foarte clar că egalitatea, adică potrivit articolul 16 din Constituția Republicii Moldova, toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și în fața autorităților publice, fără o deosebire de rasă, naționalitate, origine, etică, limbă, religie, sex, opinie, aptitudine politică, avere sau de origine socială. Această normă este scrisă în Constituția Republicii Moldova. Tot această normă o găsim și în Convenția Europeană a Dreptului Omului, articolul 14, interzicerea discriminării. Prin interzicerea discriminării, Curtea Europeană spune foarte clar, exercitarea dreptului și libertăților recunoscute de prezenta Convenție trebuie să fie asigurată, fără nicio deosebire bazată, în special pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie, politică sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenință la o minoritate națională, avere, naștere sau orice alte situații. Prin urmare, eu consider că mie mi s-a fost încălcat un drept prevăzut prin lege, pe când, potrivit articolul 38 din Constituția Republicii Moldova, alineatul 3, spune foarte clar că dreptul a fi ales le este garantat cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot în condițiile legii. Prin urmare, ce vorbim noi? Noi, dacă suntem egali în fața legii, nu poate fi considerat, ori poate fi reținut, avantajat. Adică poate fi avantajat o parte feminină față de un bărbat, prin care spune că o parte feminină, prin derogare al acestei prevederi, poate colecta 1000 și până la 2500 de semnături cu drept de vot. Prin urmare, eu consider că e o discriminare totală, care organul de drept, adică organul respectiv, eu îți fac referirea nu și la lege, legea 121 din 25.05.2012, articolul 10, spune foarte clar că subiecții cu atribuții în domeniul prevenirii, combaterii discriminării și asigurării egalității sunt Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, autoritățile publice la adoptarea unui document, cât și instanța de judecat. Prin urmare, eu consider că
Comisia Electorală Centrală nu s-a condus de legislația respectivă, a ignorat-o și mi-a încălcat un drept prevăzut de lege. Care și eu când trebuia pronunță Curtea Constituțională? Nu pot să știu când, până ce n-am fost absolut informat de nimeni, când va fi ședința de judecată. Dar deci e posibil să plătești ca Renato Usată să obții câștig de cauză în vreo instanță eventual la CEDO, abia după vreo 3-4 ani după alegeri, adică păi să nu poți participa în campanie. Da, asta deja este clar, este prevăzut și se subînțelege deja că așa se întâmplă, dar ce să facem? Noi trebuie să ne conducem de legislația Republicii Moldova. Noi nu putem să ne ducem, sărim la bătaie la cineva, ori să impunem, cineva să examineze înainte de cum ei prevăd, adică cum au ei ședințele în cauză. Mai candidez, că o să mai fie alegeri, astea nu sunt ultimele. Păi, nu știu precis dacă ori o să mai candidez vreodată, nu știu, o să vedem peste 4 ani de zile dacă vom ajunge alegeri să locale mai degrabă, mai repede. Vom fi sănătoși, dar vreau să mai aduc la cunoștință instanța, dar publicul, în legătură cu faptul că majoritatea trebuie să înțeleagă care este competența Parlamentului, care este competența executivului, guvernului și care este competența instanțelor de judecat. Eu consider că mulți din cetățenii Republicii Moldova nu înțeleg că între legislativ, executiv și judiciar este formată pe familie. Și dacă noi ne ducem în biserică, noi vedem un simbol al lui Dumnezeu care se numește Sfânta Treime. Sfânta Treime a format familia, da? Și dacă noi ne uităm logic la triunghiul respectiv, familia este formată din tată, mamă și fii, da? Și dacă acolo e mare amețeală, o secundă, Duhul Sfânt, da. Cu